Pacea Domnului tuturor, bună seara, bine ați venit la biserică, la închinare, la întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să deschidem serviciul divin din această ocazie, să îi spunem bun venit și lui Dumnezeu la închinare, lăudând spre slava Tatălui cu imnul 828, Lasă inima să cânte. Vreau să ne închinăm Domnului prin rugăciune și am să invit familia Gamănă, pe Loredana și pe Sergiu. Va veni fratele Alin cu un microfon. Îți mulțumim, Tată iubit, pentru că încă o săptămână s-a scurs din viața noastră. Amin. Îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi. Îți mulțumim pentru acest sabat minunat. Dorim, Tată iubit, să reverși harul Tău asupra noastră și tot ce se va vorbi aici să se întipărească în mintea și inima noastră. Amin. Te rog să te înduri și de cei care n-au putut să ajungă în locașul Tău de închinare, să fii cu bolnavii bisericii, cu bătrânii poporului Tău, cu tineri, cu vârstnici, cu familii și copii, Doamne, să te înduri de fiecare în parte. Amin. Îți mulțumim pentru că ne iubești, încât ai dat pe singurul Tău Fiu, ca să moară pentru noi. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Părintele nostru bun și sfânt, venim la picioarele Tale după o săptămână întreagă să-ți mulțumim că Tu ne-ai călăuzit pașii în locașul Tău cel sfânt. Te rugăm, Doamne, să fii prezent în mijlocul nostru, Tu să ne pregătești inimile pentru cuvântul Tău și să binecuvântezi vorbitorul. În numele Lui Iisus fi lăudat. Amin. Amin. Pentru că suntem la închinare și avem timp, nu avem nicio grabă, suntem la început de sabat, aș vrea să mai cântăm un imn pentru onoarea, pentru slava lui Dumnezeu, pentru a pregăti sufletele noastre, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Aveți o cântare, poate, pe care ați fredonat-o venind spre biserică? Sau un imn preferat pe care ați vrea să-l intonăm acum? Dumnezeu ne este salvare. Imediat să găsim.
227. Cântăm așa cum stăm, așezați imnul 227. Dumnezeu ne e salvare. De ceva vreme, indiferent de districtele pe care le-am păstorit, ne-am învățat într-un anume fel și, nu știu, probabil ne-am învățat cum nu trebuie, ca iarna să fie cald în biserică atunci când venim și vara să fie răcoare. Probabil am făcut cam răcoare în ocazia asta, însă promit că nu mai dau drumul la aer condiționat, o să dăm drumul când venim aici și dacă rezistăm, că e foarte complicat să se facă răcoare când venim toți la închinare, rezistăm. Dacă nu, bucuroși luăm duce toate. Am oprit aparatele de aer condiționat, am mai lăsat unul aici în față. Sper să ne ofere răcoarea asta din biserică confortul necesar, astfel încât să ne putem concentra la mesajul biblic. Mi-am propus pentru seara aceasta să am un mesaj mai ușor, să zic așa, nu simplist, dar poate mai ușor de digerat, mai ușor de asimilat, și mi-am propus să vă spun o poveste. De ce? Pentru că poveștile sunt foarte faine, mai ales pentru copii, dar prind foarte bine și la adulți. E o poveste intrigantă cea pe care, la care mă voi referi în ocazia aceasta, e plină de învățături, nu o să luăm toate învățăturile ce se pot desprinde din povestea asta, ci am să fac referire doar la câteva la care m-am gândit în cursul zilei de astăzi. Este vorba despre povestea smochinului. E acel pom mediteranean cu care probabil sunteți cât de cât familiarizați.
Am avut bucuria, să zic așa, să văd ce înseamnă un pic un pom mediteranean, cât de cât într-o climă mediteraneană, când la noi în țară vorbesc, deși noi nu avem climă mediteraneană, decât un pic de influență în zona Mehedinți, Severin, Orșova. Efectiv am mers odată la cineva la masă și am avut impresia că m-a servit cu pere la masă, așa de mari erau smochinele. E un pom mediteranean cu fructe foarte dulci și zemoase, cu frunze foarte mari, lombate și crestate foarte adânc, palmate chiar, de un verde uniform și foarte intens. În zona cu climă sau în zonele cu climă mediteraneană crește pretutindeni. Fie că e cultivat, ordonat și așezat în livezi, fie pe dealuri, fie în văi, fie așa cum cresc corcodușii, dacă sunteți familiari, sau noi le spunem zarzări în zona noastră, pe la noi, prin țară. Rodește în general de 2 ori pe an. Este un pom fără slavă. Nu iese cu nimic așa în relief. Și este inedit prin faptul că are mai întâi fructe și apoi frunze. Nu-i poți niciodată separa fructul de sămânță. Mi-aduc aminte că am crescut în familie de agricultori și venea momentul când bunicul, fie la castravete, fie la roșie, fie la diverse plante, alegea fructul propriu-zis de sămânță, pentru că sămânța era importantă pentru anul următor. Aici poți să te chinui în zadar. N-ai cum, pentru că are sute de semințe. Adoră apa și soarele. Și nu-l poți pune niciodată între alți pomi, pentru că nu crește. Când nu dă rod, spun specialiștii că n-ai efectiv ce să-i faci. Trebuie decât să-l tai și să sădești alt pom. În zonele cu climă mediteraneană este un pom la discreția tuturor. E foarte accesibil, foarte de dorit și foarte sațios. Acum, dacă ar fi să aduc povestea asta interesantă în sfera sacră, în sfera istoriei sacre, trebuie să știți că primul pom din istoria zbuciumată a omului este smochinul. Am stat și m-am gândit dacă primul pom din istoria umanității, asta zbuciumată, este pomul cunoștinței binelui și răului. Sau pomul vieții? Depinde. Eu cred că primul pom la care pot face referire la tot ce înseamnă umanitatea așa cum o cunoaștem noi astăzi, nu e nici pomul cunoștinței binelui și răului, nici pomul vieții, ci este un biet, smochin. Am stat și m-am gândit astăzi, oare de ce s-au dus Adam și Eva, după ce au păcătuit, la smochin să-și facă acele șorțuri, că nu le putem numi haine. V-ați jucat vreodată cu frunze de smochin? Trebuie să știți că nu are o frunză maleabilă, este o frunză destul de scorțoasă, e o frunză destul de aridă, așa, nu prea poți să o așezi cum vrei tu. Din toate frunzele pomilor existenți în grădina Eden s-au dus la smochin. Nu știu, e complicat să croiești haine din frunze de smochin, însă intră în istoria sacră pomul ăsta nu pentru fructele lui dulci, ci pentru frunzele ce au fost țesute și așezate într-o anumită ordine ca să acopere goliciunea omului. Dacă ar fi să mai facem câțiva pași în istoria sacră, Biblia vorbește despre un al doilea smochin, mare și frumos. Un pom măreț în mijlocul unei vii. E masiv, e impunător,
dacă e să o compari cu fragila viță de vie. Și este foarte interesant că oferă dulceață proprietarului, oferă rod înaintea strugurilor. Și îmi și imaginez acel smochin așezat într-o vie și către el o cărare destul de bătătorită. Știți că e așa cam ca căpșunul, știți, nu? Nu se coc toate odată și gata, ai mâncat o săptămână și te-ai sturat. Nu, tot timpul are rod. Ei bine, la un moment dat, proprietarul constată cu stupoare, cel puțin așa spune Sfânta Scriptură, că smochinul ăla ajunge să nu mai dea rod. Se întâmplă ceva acolo. Și trec zilele și tot caută rod și nimic și proprietarul constată că face umbră pământului degeaba, e dezamăgit, e chiar furios proprietarul și poruncește viticultorului să-l taie ca să nu mai umbrească pământul degeaba, pentru că sub smochin e ca sub nuc, nu prea crește nimic. Și Scriptura spune că viticultorul, cel care se ocupa efectiv și de vie și de smochin, mai cere har, mai cere îndurare, măcar un an. Și deși, vă spuneam, specialiștii spun că nu prea ai ce să-i faci când nu mai face rod, decât să-l tai și să pui altul, omul acesta mai depune un efort ca smochinul să aducă rod. Nu știu ce s-a întâmplat cu smochinul ăla, dacă peste un an viticultorul s-a dus cu coșul sau cu toporul la el. Da? Cert este că istoria e lăsată cumva în suspans, pentru că putea fi continuată de poporul evreu și poate fi continuată de noi astăzi. Dar Biblia mai vorbește de un alt smochin. De fapt, Biblia vorbește de mai mulți smochini. Dar cel de-al treilea la care vreau să mă refer se află nu într-o livadă, nu într-o plantație de viță de vie, ci se află la margine de drum, undeva lângă Ierusalim. E primăvară, iar Biblia ne spune că este chiar în săptămâna aceea a Paștelui, când în Palestina se coc deja primele fructe și la umbra acestui smochin spune Scriptura că s-a oprit Domnul. Și era obosit, era flămând, parcă fără putere, știți cam cum era Ionatan atunci când în luptă nu mai avea vlagă. Da? Și cu buzele îi salivând așa după ce știa că se poate afla în spatele frunzelor, începe să caute rod. Începe să caute rod, apleacă creangă după creangă, dă la o parte frunze. Și nu cred că era un smochin tânăr de la care să nu ai așteptări. Cred că era unul din acela în care se putea cocoța chiar Zacheu. Și Biblia spune că cu uimire nu găsește absolut nimic. Și în Matei 21:19 ni se spune că Domnul rostește niște cuvinte memorabile. În veac să nu mai dai rod. Și așa s-a întâmplat. De la rădăcină până la frunze s-a uscat de tot. Acum smochinul ăla cu siguranță l-ar fi bucurat pe Adam, ar fi bucurat-o pe Eva. Poate ar fi fost salvat de celălalt viticultor, de viticultorul din povestea cealaltă. Dar de data asta smochinul e al nimănui, e la margine de drum și e blestemat. Pentru că n-a dus rod la vremea cuvenită. Acum textul la care aș vrea să mă refer în seara asta și de la care vreau să pornesc și o aplicație practică și să luăm apoi câteva lecții, se găsește în Habacuc, capitolul 3, cu versetul 17. Am să citesc versetul acesta, care spune așa, 17, 18, chiar dacă smochinul nu florește,
și îmi vin numai în rod, chiar dacă lipsește rodul din măslin și ogoarele nu mai dau hrană, chiar dacă turma din țarc este nimicită și nu mai sunt vite în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul, stăpânul, este tăria mea, spunea Habacuc. Acum, versetul sau versetele nu le vom analiza pe de-a întregul, ci vreau să mă opresc un pic la ideea asta de smochin înflorit. Ați văzut vreodată smochin înflorit? De ce? Nimeni n-a văzut smochin înflorit? Chiar dacă smochinul nu înflorește. Continuarea versetului e cea pe care v-am indicat-o. Chiar dacă via și măslinul nu mai rodesc, chiar dacă ugoarele sunt sterpe, chiar dacă turma e nimicită și nu mai sunt vite în graj, profetul decide să rămână de partea lui Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla. Dar acum haideți să ne întoarcem puțin la ideea de smochin. Când eram copil la mama, mi-aduc aminte că în spatele grădinii, acolo, gard în gard cu un vecin, aveam un smochin. Era așa cenușăreasa plantelor din grădina noastră, pentru că avea impresia tot timpul că ba se usucă, ba rodește, ba degeră. În fiecare toamnă mama avea grijă ca din snop de cocen să-i facă așa ca un adăpost să nu degere. Primăvara îl mai aranja, îl mai curăța și mi-aduc aminte că când făcea roade, nu în fiecare an rodea, dar când făcea niște smochine mari și, bine, n-ajungeau ele la maturitate decât când eram un pic plecați de acasă, că când vecinul eram în el. Nu era un pom mare, da? Însă, întotdeauna smochinul nostru era subiect de dispută. Cu prietenii pe stradă, cu colegii pe la școală, pentru că întotdeauna argumentam că smochinul n-are flori. Smochinul n-are flori. Și tot timpul încercau să mă convingă că e imposibil, orice pom face flori. Mai întâi. Și eu am spus, eu am smochin la mine acasă și smochinul meu niciodată nu face flori, face decât niște bumbi mici acolo și apoi deja e smochină. Și am susținut treaba asta ani de rând. Și vreau să vă spun că recent am constatat că eram foarte greșit. Pentru că, deși credeam că smochinul nu florește niciodată, trebuie să vă spun în ocazia asta că smochinul face flori. Smochinul înflorește. Smochina, așa cum cunoaștem noi fructul, este de fapt o floare întoarsă cu inflorescența spre interior. Ați văzut când o desfaci, este ca o floare și nu seamănă, două smochine niciodată nu sunt la fel. Floarea asta a smochinului este întotdeauna în interior, în acea pieliță ocrotită de tot ce înseamnă intemperiile de afară. Poate că sunt oameni care mă vor contrazice, este imposibil, asta nu e, ăla e de fapt fruct. Nu, din punct de vedere al specialiștilor, ceea ce noi numim smochin, ceea ce noi numim fruct, este de fapt floare. Și poate vă întrebați, bine, floarea e floare, dar ca floarea să ajungă fruct, trebuie să se polenizeze, nu? Haideți să vă spun ce am descoperit. Cum se face polenizarea florii de smochin? Știți că orice smochină are un orificiu în partea mai bombată. Și când floarea e mică și se maturizează ușor, ușor, în acel orificiu intră o viespe. Și trebuie să știți că este o caznă a viespii să intre acolo. Și din cazna asta, viespea rămâne fără aripi.
Rămâne, este de fapt o viespe femelă. Intră acolo fără aripi și moare înăuntru. Dar nu moare înainte de a fecunda cu polenul pe care îl poartă floarea și nu înainte de a depune ouă acolo. Puii rezultați se împerechează și ies rând pe rând prin acel orificiu. Masculii nu trăiesc foarte mult pentru că nu rezistă prea mult în lumea de afară, însă femelele sunt cele care reiau tot procesul ăsta de la capăt. Și ciclul continuă. Acum poate vă întrebați, dar ce se întâmplă cu viespea aia moartă de acolo? Că n-ați găsit niciodată vreo o viespe în smochină, nu? Poate pe smochină mai găsim, dar niciodată înăuntru. Ei bine, nu înseamnă că mâncăm viespea asta. De ce? Pentru că smochinul produce o enzimă, se cheamă ficaină, și efectiv dizolvă viespea asta. Și tot acel lichid rezultat este dus către codița smochinei și cei care ați avut smochini și ați încercat să rupeți fructul ăsta înainte de a fi copt, ați constatat că are un lichid lăptos foarte iritant așa pentru piele. Mi-aduc aminte că pentru negi foloseam tot acest lichid. Da? Și, mă rog, ne jucam noi să era lipicios așa. Ei bine, lichidul ăsta este foarte hrănitor pentru fructul în sine. Procesul acesta e numit de biologi mutualism și produce mirare. Știți de ce? Pentru că în lume sunt peste 750 de specii de smochin și niciodată o viespe nu merge la altă specie. Fiecare smochin are viespea lui. Fiecare smochin are viespea lui. Și spunea psalmistul la un moment dat că nimic nu se aseamănă cu lucrările tale, Doamne. Și așa este. De asta ne trimite Biblia, du-te la furnică, leneșule, du-te și învață lecții de la flori. Da, dragii mei, smochinele fac flori. Smochina în sine este o floare. O floare cu inflorescența spre interior. Nimeni nu știe că acolo e o floare, pentru că totul se petrece în taină, înăuntru. Astfel încât noi, când rupem, practic, acel fruct, acea floare fruct, nu ne bucurăm decât de dulceață. Mă gândeam din perspectiva asta cât de mult seamănă smochinul cu Domnul nostru Iisus Hristos. Floarea de smochin cu înfățișarea lui. Știți că spune la un moment dat Isaia în capitolul 53, versetul 2, că nu avea nici frumusețe, n-avea nici strălucire ca să ne atragă și nu era nimic în înfățișarea lui ca să ne placă. Care să ne placă? Asta e o referire la înfățișare exterioară. Dar știți că oamenii au lăsat indicii despre frumusețea interioară a Domnului. La un moment dat au trimis mai mari religioși ai vremii pe aprozii de la templu să-l aresteze, pentru că se temeau ei de norod și au zis, lasă, trimitem armată să-l aresteze. Și vin aprozii fără Domnul Hristos, bineînțeles. Și știți ce au spus? Ioan 7:46. Niciodată n-a vorbit cineva așa. Și cumva David îl vedea pe Domnul Iisus Hristos profetic vorbind, în Psalmul 45, versetul 2 spunea așa, ești cel mai frumos dintre oameni. Da, și versetele nu se contrazic, pentru că nu se referea neapărat la aspectul fizic, la frumusețea interioară. Harul este revărsat pe buzele tale, același Psalm 45, ultima parte a versetului. Și dacă citim în Hristos Lumina Lumii, vom vedea că încă de mic copil avea trăsăturile astea, sau a lăsat ca trăsăturile astea interioare, frumusețea asta interioară să se dezvolte într-o manieră fantastică. Biblia îl descrie pe Domnul Hristos când din bucățica aia de pâine puțină pe care o avea, frângea și dădea cuiva mai sărac decât el.
sau în momentele în care exista pe strada lor sau în satul lor cineva oropsit, cineva de ajutat, era acolo. Anii tinereții și marea parte a vieții sale este o viață până la urmă de anonimat. Sunt 30 de ani, 29, 30 de ani de anonimat. Nu știm foarte multe lucruri. Însă îl găsim acolo în ascultare la atelier. Nu știu, cum vă imaginați că făcea Domnul un scaun? Ăla este cuvântul. Cine a zis? Perfect, a spus sora Popescu. Făcea un scaun perfect, conștiincios. Asta nu se vedea, decât când te așezai pe scaun și vedeai că e confortabil, că e trainic, că e frumos. Să nu mai vorbesc apoi de lucrarea publică. Dincolo de Mântuitorul nostru, care poate fi ilustrat printr-un smochin, aș vrea să învățăm câteva lecții în ocazia asta, de la smochinul din Biblie. O primă lecție ar fi asta, mare atenție la omul ascuns, la omul ăla din lăuntru. La ce mă refer? Știți că la un moment dat spune Petru, scria în prima sa epistolă, capitolul 3, versetele 3 și 4. Frumusețea voastră să nu constea în împodobirea exterioară, prin împletirea părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcare în haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o societate în care chestia asta este cu totul inversată. În care accentul se pune nu pe un duh blând și liniștit, nu pe un caracter nepieritor ce se dezvoltă în interior. Nu, ci este exact invers. Îmi povestea o doamnă cu care am călătorit săptămâna asta până la Craiova să rezolve niște acte pentru clădirea de la Sătic, că la un moment dat stătea de vorbă cu o prietenă și dureri de cap, amețeli și ce are, ce are. Nu îi dădea nimeni de cap până a descoperit că prietena ei a resimțit poate pentru prima dată în viață că îmbătrânește. Și când s-a uitat în oglindă, a văzut riduri. Știți pe aici? Și a început să-și injecteze de asta, așa, din ăsta, acid din ăla, așa, ca să se întindă pielea. Și azi așa, și mâine așa, și la un moment dat povestea, zice, cad din picioare. Cad și mă trezesc căzută și cade nu de bătrânețe. Supuneți-vă mintea firească, scria Ellen White în Mărturii, volumul 1. Reformați-vă viața și atunci trupul ăsta muritor nu va mai fi atât de mult idolatrizat. Dacă inima este transformată, acest lucru se vede în exterior. Și atenție, să nu mă înțelegeți greșit, că acum știi, mergem, am eu o vorbă așa, trulea. Nu despre asta e vorba. Hotărâți-vă să descoperiți ce e rău în voi. Stabiliți pentru voi înșivă dacă ați moștenit o tendință spre cele de sus sau spre cele de jos. Cercetați-vă sufletul cu adevărat în mod cinstit. Și amintiți-vă că Domnul Iisus îi prezintă Tatălui o biserică fără pată. O biserică frumoasă, e frumoasă și la exterior, dar e frumoasă aici, la suflet. Fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Mărturii, volumul 1, paginile 162-163. Atenție la omul ascuns.
2. Fiecare smochin, să știți, are o pildă de spus. Spunea Domnul Iisus Hristos așa, învățați de la smochin pilda lui. Care-i, frații mei, pilda smochinului? Care este învățătura pe care a zis Domnul că trebuie să o învățăm de la smochin? Cu masca asta, să știți că nu am auzit, am prins. Aha, aha. Zicea așa Domnul. Matei 24, 32 și 33. Când mlădița lui devine fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara e aproape. Deja când are frunze, e vară. Când au apărut frunzele, e primăvară. Dar când are frunze, ca lumea, e deja vară. Tot așa, spune Domnul, și asta e pilda pe care trebuie să o învățăm. Când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El, sfârșitul, că ăsta este contextul, este aproape, este chiar la uși. Să știți că niciodată când m-am uitat la un smochin sau când am mâncat smochine, nu m-am gândit la asta. Am fost la Severin, la Drobeta Turnul Severin, sabatul trecut, am dat Sfânta Cină acolo și e o familie de bătrânei foarte simpatici, foarte dragi nouă. Nu prea mai pot să vină la biserică, dar acum a venit și el și ea și a târnat ceva așa, un buzunar, după aia am văzut că era de fapt o plasă, un borcan cu dulceață de smochine. Nu m-am gândit la asta, să știți. M-am gândit, Doamne, ce bună e. Dar Domnul a zis așa, când te uiți la smochin, când mănânci din fructul ăsta, să înveți de la el pilda asta. Care? Că așa cum constați că i-au dat frunzele, care fruct, tot așa ar trebui să sesizezi vremea în care trăiești și să știi că sfârșitul e aproape. Semnele au apărut, scria Ellen White. Acum noi știm cu siguranță că revenirea Domnului este aproape. Și scria, cred că sunt deja 100 de ani de când scria chestia asta. Și cred că n-ar trebui să lăsăm lecția asta să treacă pe lângă noi. După cum n-ar trebui nici pe prima lecție să o neglijăm. Pentru că sunt cumva în tandem. Nu cumva preocupați prea mult pentru lucrurile exterioare, pentru înfățișarea asta, după care lumea judecă, să neglijăm acele lucruri pe care Dumnezeu a încercat să ni le așeze înainte, demne de atenția noastră, importante în vederea întâlnirii noastre cu El. Lecția numărul 3. La un pom normal, sau un pom normal, te încântă de când vine primăvara. Mă uit, de exemplu, la cireși. Ați văzut cât de frumos sunt cireșii când înfloresc? Când apar frunzele, deja, apoi când apar cireșele sau vișinii. Avem aici în spate un nuc. Știți cât de fain sunt și nucii? Când apar nucile alea mici și verzi așa și vine vântul, mai cad, altele rămân, știți alea care sunt. Fiecare pom e fain. Aici castanul, nu știu dacă l-ați văzut vreodată înflorit. Deci e o splendoare. Numai Nea Marian poate să ne spună cât de crunt e castanul când se usucă frunza, da? Dar e frumos. Numai că la smochin nu e așa. Smochinul nu te încântă cu nimic. Când îl vezi primăvara, de când niște bețe, cu niște cioturi de ceva acolo, nici nu-ți dai seama când apar frunzele, parcă peste noapte. Toată vara parcă nu ți oferă nimic, pentru că nu e ca la zarzăr sau ca la corcoduș, cum îi spuneți dumneavoastră. Mi-aduc aminte că de când apăreau mici, începeam să le mâncăm. Acre, mai dulci. Până când le culegi să faci compot sau ce faci din ele, poți să mănânci din fruct. La smochin, nu. Știți când mănânci smochina?
doar când e coaptă. Și m-am gândit că e o treabă foarte interesantă și aici, că dă rod în răbdare. Și știți că Biblia atunci când vorbește de roada Duhului, care e dragostea, dar apoi vorbește și de ramificații, de domenii în care dragostea se manifestă, vorbește și de îndelungă răbdare. Și mă gândeam că uneori, în perioada asta postmodernă în care trăim, în care dincolo de lucrurile exterioare se pune accent pe rezultate rapide, ieri, dacă se poate, mai glumesc cu unul și altul, mă întreabă când îți trebuie treaba asta, bă, îmi trebuia ieri. Nu? Cam așa suntem. Și biserici, ne-am transformat așa, mi-aduc aminte, cândva se, parcă și timpul, nu știu, se dilata altfel, oamenii aveau timp, aveam timp de parcurs manualul pentru botez, oamenii stăteau un an, doi până se botezau. Nu, acum parcă suntem pe repede înainte, așa. Am vrea rezultate imediate. Facem o evanghelizare. Câți oameni s-au botezat? Nu s-au botezat? N-ați făcut voi ce trebuia. Facem o grădiniță, înființăm o școală. Câți părinți s-au botezat? Părinții ai copiilor care vin acolo. Nu s-a botezat nimeni. Păi vezi că nu faceți chestii, cheltuiți banii degeaba. Și am vrea rezultate ieri, azi, acum. Numai că de la smochin putem învăța lecția asta că rodul se coace treptat și este un timp când el se maturizează și dă pe deasupra. Rezultatele nu vin mereu imediat. Însă, totodată de la smochin putem învăța și lecția asta că niciun efort nu rămâne vreodată fără rezultat. Și un ultim aspect, dragii mei, la care vreau să mă refer, eu mi-am extras pentru mine câteva citate, nu știu dacă am să vi le ofer pe toate, însă e o mare lecție pe care o mai putem învăța de la smochin, că smochinul neroditor, smochinul care ține umbră pământului degeaba, e blestemat. Adică nu în ADN-ul lui e acolo un vierme de blestem, dar la un moment dat când stăpânul caută rod și nu găsește, ajunge să fie blestemat. Ajunge să fie tăiat și aruncat în foc. Ba uneori, să știți că nici de foc nu e bun. Pentru că am timp, vreau să vă citesc, că sunt niște citate foarte valoroase și au niște idei care se leagă între ele. Vă citesc din Hristos Lumina Lumii, paginile 583 și 584. Sunt câteva idei aici. Iisus venise înfometat la smochin ca să găsească hrană. Tot astfel venise El la Israel ca să găsească în El roade ale neprihănirii. El revărsase asupra iudeilor darurile sale ca ei să poată aduce roadă pentru binecuvântarea lumii. Le oferise nenumărate ocazii și privilegii în schimb și privilegii ca să binecuvinteze lumea. În schimb, El căuta simpatia și colaborarea lor în lucrarea sa milostivă. Voia să vadă în ei jertfire de sine, voia să vadă în ei milă, voia să vadă în ei zel pentru Dumnezeu și dorința arzătoare de a lucra pentru salvarea semenilor lor. Dar iubirea față de Dumnezeu și față de om era eclipsată de o îngânfare și o mulțumire de sine. Ei și-au atras ruina pentru că au refuzat să slujească altora. Ei nu împărțeau lumii comorile de adevăr pe care li le încredințase Dumnezeu. În smochinul uscat, ei ar fi putut să vadă atât păcatul cât și pedeapsa lui. Uscat din cauza blestemului Mântuitorului, smochinul stătea ofilit și bătut de vânt, uscat din rădăcini, arătând ce avea să fie poporul lui Dumnezeu atunci când harul lui Dumnezeu va fi retras de la el. Refuzând să împartă și altora binecuvântarea,
El nu avea să o mai primească niciodată. O, Israele, zice Domnul în Osea, capitolul 13, versetul 9, singur te-ai nimicit. Avertismentul este pentru toate timpurile. Faptul că Hristos a blestemat pomul pe care propria putere îl crease, stă ca o avertizare pentru toate bisericile și pentru toți creștinii. Nimeni nu poate trăi legea lui Dumnezeu fără să slujească și altora. Dar sunt mulți oameni care nu trăiesc viața neegoistă plină de mila lui Hristos. Unii care cred despre ei că sunt creștini excelenți, nu înțeleg ce înseamnă slujire pentru Dumnezeu. Plănuiesc și urmăresc numai folosul lor. Acționează numai pentru ei. Timpul are valoare numai în măsura în care pot să adune pentru ei. Aceasta le este ținta în toate împrejurările vieții. Ei nu servesc altora, ci numai lor. Dumnezeu i-a creat să trăiască într-o lume unde trebuie îndeplinit o slujire neegoistă. El a intenționat ca ei să ajute pe semenii lor pe orice cale, dar euul este atât de mare încât nu mai pot să vadă altceva. Ei nu au legături cu omenirea. Aceia care trăiesc în felul acesta sunt asemenea smochinului care avea tot felul de pretenții, dar n-avea rod. Ei țin formele închinării, dar sunt fără pocăință sau credință. Onorează legea lui Dumnezeu cu buzele, dar le lipsește ascultarea. Zic, dar nu fac. În sentința rostită asupra smochinului, Hristos demonstrează cât de urâtă este în ochii lui Dumnezeu această pretenție deșartă. El declară că păcătosul neprefăcut este mai puțin vinovat decât acela care zice că îi servește lui Dumnezeu, dar n-aduce roadă pentru slava sa. Iisus a văzut în biserica sa asemenea unui smochin neroditor, acoperit cu frunze pline de pretenții. Iisus a văzut în biserica sa asemenea unui, a văzut biserica sa asemenea unui smochin neroditor. Era o păzire îngânfată a formelor religiei, în timp ce lipsea spiritul adevăratei umilințe, al pocăinței, al credinței, singurul care putea oferi lui Dumnezeu o slujire pe care să o primească. În locul darurilor Duhului se manifesta mândria, formalismul, slava deșartă, apăsarea. Era o biserică apostaziată care a închis ochii față de semnele timpului. Dumnezeu nu i-a părăsit și nici n-a lăsat credincioșia sa să slăbească, dar ei s-au îndepărtat de el și s-au despărțit de dragostea lui. Pentru că ei au refuzat să aducă la îndeplinire condițiile, făgăduințele sale, nu s-au mai împlinit față de ei. Aceasta este urmarea sigură a neglijării de a aprecia și folosi lumina și privilegiile pe care le revarsă Dumnezeu. Dacă biserica nu va urma providența pe care el o arată, primind orice rază de lumină și îndeplinind orice datorie cunoscută, religia va degenera în mod inevitabil în păzirea unor forme, iar spiritul unei evlavii vitale va dispărea. Acest adevăr a fost ilustrat de repetate ori în istoria bisericii. Dumnezeu cere de la poporul său faptele credinței și o ascultare corespunzătoare cu binecuvântările și privilegiile acordate. Ascultarea cere un sacrificiu. Ascultarea implică o cruce. Și pentru motivul acesta, mulți din cei care pretind a fi urmași ai lui Hristos au refuzat să primească lumină din ceruri și asemenea iudeilor din vechime n-au cunoscut timpul cercetărilor. Vorbeam săptămâna asta cu fratele Nicu și îmi spunea că, cred că de la anul, tot ce înseamnă floare de plastic va fi scoasă din comerț. Adică nu vom mai avea ornamente de plastic, buchete de flori de plastic, nu vom mai avea coroane. De ce? Pentru că plasticul, știți că nu este biodegradabil și aduce poluare și lista poate continua. Asta este societatea postmodernă, să știți. Este o societate de plastic, de hârtie. Este o societate ce nu te încurajează să fii natural. Și naturalul uneori mai scoate la iveală și imperfecțiuni. Nu e totul tras printr-un inel în viața de zi cu zi. Este mare lucru într-o lume a falsității, într-o lume
în care se pune accent pe cu totul alte lucruri decât pe adevăratele valori, să nu vrei să fii neapărat o floare văzută, să nu fii neapărat un om de ieșit în față. Ce mare lucru să-ți dorești frumusețea aia interioară, frumusețea aia care nu atrage din prima privirile. V-aș încuraja, dragii mei, ca în ocazia asta să învățăm de la pilda, de la Smochin, pilda lui. Să învățăm că e mai bine și mai frumos să fim curați și înfloriți pe dinăuntru. Să învățăm că cu răbdare se aduce rod. Să învățăm că trăim niște timpuri speciale și că trebuie să ne pregătim mai mult ca oricând pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și de asemenea, și nu în ultimul rând, să învățăm că orice binecuvântare nefolosită la un moment dat se transformă în blestem. Vă încurajez să înfloriți înăuntru, pe dinăuntru, pentru delectarea stăpânului și pentru că atunci, la final, când se culeg roadele, la vreme cuvenit, nici mai devreme, nici mai târziu, să fim culeși, să fim din aceia strânși în snopi pentru a intra în ambarele cerești, să fim dintre cei care până acolo își vor fi făcut deja lucrarea și partea lor și datoria lor în tot ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Vă doresc binecuvântare cerească și nu uitați niciodată povestea smochinului. Domnul cu noi. Amin. De când am sădit în mine gândul acesta că voi aduce istoria asta sacră în seara asta înaintea noastră, mi-a venit în minte și trebuie să vă mărturisesc că nu știu dacă cunosc cântarea asta, probabil nici dumneavoastră, dar poate o învățăm împreună. Este imnul 866, Ah, doar frunziș. E un imn mai vechi, e posibil să-l cunoașteți. Am să o invit pe sora Ilzi să ne-l cânte odată și de ce nu, poate prima strofă să o repetăm puțin așa șezând, cum suntem acum așezați. Iar apoi, în numele Domnului, ne vom ridica și vom cânta spre slava lui Dumnezeu, sperând că o prindem imnul acesta. Încerca prima strofă? Am să mă dau mai departe de microfon, că trebuie să vă mărturisesc că sunt la fel de stângaci, poate ca mulți dintre dumneavoastră. Eventual o repetăm de două ori. Se cânta. Știu că este un imn, că și mie mi-e un pic cunoscută, dar am momente când nu sunt foarte stăpân pe melodie. Haideți să cântăm prima strofă. Și... să mai repetăm tot așa, prima strofă, iar apoi ne ridicăm și o cântăm cap-coadă așa cum trebuie. Acesta e tot scurtă, atât ești pe Dumnezeu.
ne ridicăm. Pleca în rugăciune și am să invit familia Istrate, pe sora Sica și pe fratele Costel, să ne reprezinte acum la final înaintea Domnului. Bunul nostru Tată care locuiești în ceruri, cu recunoștință și mulțumire pentru dragostea cu care Tu ne înconjori și ne dăruiești mereu înnoirea dragostei Tale. Știm că nu merităm, dar îndrăznim în numele Domnului Hristos să venim la Tine așa cum suntem. Amin. Și îți mulțumim în numele Domnului Iisus că Ți-a arătat bunătate față de noi, răbdarea și dorești să călcăm și noi pe urmele Tale. Amin. Am venit la Tine să cerem putere de la Tine pentru a Te putea reprezenta așa cum Ți se cuvine, să-Ți aducem toată slava, toată închinarea, toată recunoștința pentru câte binecuvântări torni peste noi. Amin. Îți mulțumim și în această seară că ai fost învățătorul nostru. Ajută-ne să cugetăm la ceea ce am învățat și să ne dăm seama că suntem aproape de revenirea Ta. Amin. Și ajută-ne să ne găsești pregătiți și întâlnirea noastră să fie bucurie. Amin. Îți mulțumim pentru tot ce ai pregătit pentru noi. Fie lăudat numele Tău de Tată, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Părinte din ceruri, dorim din suflet să aducem rod spre slava Ta. Amin. Nu doar frunziși. Doamne, adesea ne-am concentrat pe lucrurile din afara noastră și Tu dorești să privim în interior, să ne coborăm în noi înșine și prin harul Tău să ne vezi, să ne vedem așa cum ne vezi Tu și să strigăm la Tine după ajutor pentru ca să aducem roade spre slava Ta. Amin. Am înțeles că dacă viața noastră nu va rodi, nu avem șansa mântuirii. Te rugăm din suflet să ne ierți, pentru că n-am adus roade suficiente ca să fie slăvit numele Tău. Dorim din suflet să lucrezi prin Duhul Tău în inimile noastre și să aducem roade în răbdare spre slava Ta în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ne vom despărți și până mâine dimineață m-aș bucura dacă ați avea o odihnă de sabat plăcută, un somn odihnitor. Cred că s-a anunțat sabatul trecut că programul bisericii nu că va suferi neapărat nu știu ce modificări, dar cumva încercăm să reluăm din lucrurile bune pe care le-am avut înainte de pandemie. La 9 și un sfert vom avea întâlnirea pentru instructori dimineață.
urmând ca începând cu ora 10 să ne întâlnim sâmbătă aceasta pentru școala de sabat. De sabatul următor vom încerca să avem și să reintroducem în programul nostru încă de sabatul acesta, super, și momentele devoționale, apoi să avem școală de sabat și o pauză, urmând ca apoi să avem serviciul divin până la 12:30. Vom avea apoi pauza de după masă, urmând ca la orele 16:30 să avem pregătirea pentru botez, la orele 18 programul de după amiază. Mâine vom avea, așa cum este anunțat de multă vreme, trebuia din seara aceasta, dar a intervenit ceva, fratele Florian Ristea, proaspăt ales să slujească la nivelul diviziunii noastre, intereuropene, și sunt convins că e deja o figură cunoscută, apreciată și va avea un mesaj pentru noi. Sunt convins că Dumnezeu ne va transmite binecuvântări cerești prin dumnealui. Va veni împreună cu soția, că ăsta e și unul din motivele pentru care nu a sosit din ocazia asta, ar fi trebuit să vină singur, au vrut să vină împreună și ne bucurăm că au luat decizia asta. Până ne vedem, multă binecuvântare cerească. Amin.